Suntem foarte fericiți că Elena Lasconi a ajuns în turul 2. Toată munca noastră n-a fost în zadar. Așteptăm rezultatele finale ca să ne bucurăm fără rezerve, ca să zic așa, și da, să nu repetăm și noi un alt scenariu. Ne bucurăm că oamenii au înțeles că trebuie o schimbare, s-a depășit o barieră și se pare că oamenii vor o femeie președintă și așteptăm acum rezultatele finale, iar pe 3 decembrie să fie un rezultat foarte bun ca să-i asigurăm și o majoritate în Parlament.